Vrei jocuri șmechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Bine v-am găsit, fraților, la un nou episod din seara asta de GTA 5 Real Life. Suntem pe Zentrix, au făcut un server hard roleplay. Adică aici totul este absolut ca în viața reală. Bine, aproximativ că eu am un Lamborghini Aventador SVG și ăsta are un Huracan performante. Aproape cam așa noastră din realitate. Și acum o să merg cu sălbaticul. Hai, sălbaticule, să mergem să le spălăm că-s murdare. N-am așa, nu-mi place de ele murdare. Follow me. Hai, avem grijă. Ia uite, o-te la ea, prinsă-l în verdele. Bă, dar cum fuge asta, ești nebun? Și mașinile fug ca în realitate, adică nu sunt exagerate. Da, cu 540 la oră. Da. Dar să știi că totuși sunt fâșnețe. Păi, Lamborghini, Sebi, ce vrei? Aia, bravo. Ia, vin încă, ai grijă aici? Trecurăm noi un pic pe roșu, stop. A, nu mai... Asta ar fi culmea să stai la semafoare în GTA, bă, sălbaticule. Hai să ne băgăm aici, să le spălăm puțin și după aceea să mergem să luăm și niște haine, că avem hainele urâte. Atenție aici, că-s prea joase, bă. Aoleu, eu ciupi un pic din bordură, grasule. Ușor aici, că sunt... Că l-am bugit meu la... Ia. Gata. Ia hotel cum lucește acum, altceva. Dă-ți drumul, tati. Plătit 25. Da, enter. Vino cu lângă mea. Already clean. Da, uite și tu cum lucește, sălbaticule. Ceau. Asta e viața de sultan. Bă, hai să mergem la un magazin de ani. Știu unul bun pe aici, să mă urmărești tu pe mine. Vreau să ne facem viața asta, sălbaticule, să ne facem viața. Dar unde e magazinul ăla de haine? Este unul pe aici. Hai că mergem la altul. Stai, hai așa ușor. Vă zic că e unul aproape pe aici. Sălbaticule. Opa, ușor. Fii atent aici. Bă, trebuie să am grijă că aici nu mai e cu tu slash repară. Da, nu mai merge aici, aici este ca realitate. Ai lovit-o, dus, cioc-o dus. Te duci cu ea în servici și o repari. Și o repari. Bine, nu se repară ea într-o zi, 2, 3, 5. Da, dar oricum dai bani. Ai ideea. Dai afent aici, cum fuge asta. Mamă, ce-mi place asta acum. Brum, pum, 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 pum. Și a mea să duce, ce-i? Hai aici, dreapta. Să mergem să ne luăm hăinuțe, sălbaticule. Bă, de data asta mă fac frumos. Aici mă fac frumos. Hai să le punem aici așa frumos, ca bagabonții, pe contrasens, cum ar veni, știi? Așa. Gata, lasă-le așa. Aproape de bordură. Scoate centura, că purtăm și centura. Ia uite, mă. Pe care era pe B? Da. Da, B. Ia zi tu, sălbaticule, să ai așa o viață cu așa ceva. Uite, la așa parcat. Ce să mergem acum ca mafioți așa. Ce faci greu? Hello, să rumâinile, am văzut meu. Vreau să vă cumpăr tot magazin. Fă, eu am bani, fă. Bă, cred că... Bărbat. Au! În schimb, mai schimb. Bine, n-are nimic. Ia, stai puțin că fac. Să rămân, nu zvă. Ia, cabina de probă. A, da, uite-mă. Păi și nu... A, aici nu mai sunt delea, mă. Nu mai sunt skin-uri. Bă, stai așa să-mi iau din nou fața normală. Mă fac țigan? Fă-te ce vrei tu, sălbaticule. Stai așa să-mi pun și eu ochelarii în ochi. Părul e tot verde, n-are nimic. Îl dau așa pe spate ca mafioții. Îmi alunez mâinile pe spate. Nu pun nimic, ia. Ce jachetă îmi pun eu? Bă, eu vreau să mă îmbrac așa mai sport, știi? Mai sport este? De fapt, nu, mai elegant. Hair. Ce saco, a? Asta e mișto, Conda. Frate, grăzule. Nu știi cum să fii bărbat. Și nu te învață nimeni. Să-ți iei haine care să nu se pună una peste alta. Uite, asta ar fi cea mai ok, a? Asta cred că e... Da, arată. Ia, stai să mai încerc eu. Hand. Uele, grăzule, ia trecești un dispărut rămâinile. Da, păi așa sunt. Păi e cel mai bine fără mâini să-ți faci. Uite așa. Cum adică să-ți faci fără mâini? În picioare ce-mi fac? Păi îți pui saco sau ceva după. Ia uite, aveam pantofi de spiriduș. Spiriduș. Ia da. Dar nu e sport, bă, de ce te îmbrăc așa? Ia uite, mă, așa. Ia uite, sălbaticul, așa, Goldeanu. Ce zici de mine? Ia stai mă că încerc să mă fac aici. Ia, tu cum te îmbraci? Arăt mă, eu posesor de Lamborghini sau nu arăt? Nu știu, eu arăt posesor de BMW.
Bă, da, fii atent când îți pui ochelarii în ăsta și dai să vezi din gen ca tu, ca persoană, vezi așa în ceață cu ăsta mai negru, știi, că ai ochelari în ochi. Aha, da, da. Ia mă. Așa, shoes, ăștia. Ăștia avem nevoie, ăștia așa. Ia și ia-ți da, în picioare ceva ca luna. Ia uite sălbatic cu ce frumos se îmbracă. În babuci era cu nasul. În șlapi. Da. Do you have a chaise for my wife? Hai sălbaticule să mergem, fii atent. Dacă tot avem bestiile astea, porneștele. Și hai să mergem în parcarea de la primărie să le turăm acolo, să le ăștia. Stai așa. Stai așa. Să... De fapt, las, că știu să ajung. Hai să facem dreapta, că e poliția acolo, bă. Olele, olele, fugi, fugi, fugi. Stânga aici. Îi dădui un pic în gură. Bă, se sperie aia, bă. Ia vino cu asta să-i dăm un gură așa aici. Ia vino cu asta, vino aici, vino aici. Aici, pe dreapta. Hai. 1. Hai mai o dată. 3, 2, 1 și... O, a mea prea cu mult mai greu. Am 130, 140, 200, ești nebun. 130, 200... 250 lei până aici, ești nebun. O, ce te-am ferit. Hai să facem aici stânga în parcarea asta. Asta mi-a prinde mult mai greu, dar cred că are top speed-ul, s-ar putea să-l aibă. Ia hai, să le turăm aici puțin. Ia fent. Aude și tu cum îl scate flăcă. Ia, ia uite grasul, le fac un cerculeț din ăla, perfect așa. Grasule! Mamă, băga-mi aici piciorul. Oprește-te, n-avem ce face. Ia, stai puțin. Bă, dar nici ne-am apucat să ne dăm bine. Bă, nici nu începurăm. De mașină. Gata, gata, gata. Gata, cu ridică mâine. Gata, la poliția X. Română. Vă rog frumos să vă cer la acest trete și să o puneți în genunchi, cu mâinile la spate. Bă, în genunchi să te pui tu, bă, că vezi că tu n-ai banii mei. Să vorbești așa cu mine. Taș, bă, taș și ascultă, bă. Asta. Vrei bă, taș, grasule. Mașina? Taș, că ăsta e prinde sânge, grasule, ăsta e hitman ceva. Nu, cum sunt polițiști proști. Îmbrăcați în civil. Stai cu ochii pe ei. Cum o pun în genunchi? Stai cu ochii pe ei. Ia să vă puneți în genunchi. Păi de ce să mă pun în genunchi? Am și eu blugi scumpi. În genunchi. Bă, nu știu cum o pun dacă în genunchi. Dacă mă negvezi. Bine, gata. Hai, mății. Hai. Gata. Păi bă, pă, tu ești polițist sau ce ești? Grasule, da-se! Nu, vă rugăm frumos, stați puțin, că ducem și noi până la mașină să luăm și noi actele și ne întoarcem înapoi, că l-am lăsat în cotiere. Am primit multe reclamații, că vă plimbați, că treceți pe roșu, că n-ați venit nimic, mașinile noastre vor fi confiscate. Stați puțin, să ne luăm și noi ceva din mașină și mergem. Sălbaticule, urcă-te în mașină și fugi. Stai, gata. Imediat, ne luăm ceva și imediat. Ești sigur, grasule? Nu ca, dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos. Stați puțin să-mi iau ceva. Urcă-te, urcă-te repede, urcă-te repede. Acum numai. Grasule, 3, 2, 1 și fugi! Fugi! Fugi, fugi! M-au nivelit! Și mine trasă puțin. Stai că fug eu în partea înaltă. Îi trag după mine. Ne despărțim, grasule? E mai bine așa, crede-mă. Mamă, eu am pană, grasule, am pană. Dar fug nu-i problemă. Nu se... Bă, cred că se luară după tine. Băi, aud în spate ceva. Da! Bă, gameș! Mamă, eu luai 260 cu pană, ești nebun? Unde ești, grasule? În copt! Ma! Aaaa, praf! Te-au luat? Grasule, sper că nu te-au luat. Mamă, ce-mi fuge roata. Dar unde e la mă? Mamă, dar o lovi rău de tot. Bă, grasule, mai bine. Bă, fugi repede la un service și repar-o. Mamă, iar e spatele meu prostul. Băga-mi aici piciorul. Nu știu cum, nu știu unde e servisul. Nu știu, vezi tu pe hartă. Hai că m-am dus. Am 270, 280. A 300 în oraș, ești prost? Bă, mă. 370 luai! Frână, 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 frână!
Praf! Pa! Fugi? Praf m-a făcut. Ah, shit. S-a stricat, ia-o pe jos, grasule, ia-o pe jos. Nu! Merge. Merge? Bun. Fugi, fugi. Ah, shit. Maică, și-a lovit șoca. Trage prostul mine! Trage? Trage. Păi suntem întâi în aceeași mașină? Da. Mamă, ia uite-i. Bă, și mai lovit și niște oameni. Mamă, praful făcui, bă, în bot. Bă, eu văd aici un garaj. Mamă, și un elicopter. E și elicopter? Da. Nici nu știu că dacă pot să scap de ei. Hai că iau așa frumos, lucru pe contrasens. Dar e problemă că se și aude în mașina asta, știi? Tu unde ești? Da, știu. Scăpași? Eu încerc să-mi repar mașinuca. Dar nu știu cum. Bă, nu-i mai aud. Crezi? Bă, la garajul ăsta albastru se repară oare, mă? Că cred că ăsta e singurul, mă gândesc eu. Bă, nu, vezi la niște chei. Uite-te, pe două chei, pe hartă. Bă, hai că eu mă duc repede să o repar. Gata. E aproape. Mamă, să îi pierdui pe fraieri. Îi pierduși? Bravo. Așa sper. Hai că bă, dar ce ne luară, bă, ești nebun. Nici nu ne vârtirăm bine. Bă, ce ai, bă? Cred că ne luaseră, ne căutau dinainte. Da, nu. A ne căutară dinainte, sigur. Bă, dar și-a traseră direct, adică nici nu stătură pe la discuții. Bă, ăștia nu erau, mă, polițiști, bă, gamea și picioare. Ba, erau polițiști, dar erau de ea răi. Bulangii vrei să zici, nu răi. Mamă, ce mă așteptau aici, ești nebun? Te-au prins? Ah, shit. Deci mă așteptau pe la service. Și te-au prins? Nu, dar ai văzut eu. Fugi. Mă duc și eu la un service, dar sper că nu sunt aici. Ia să vedem. Nu sunt aici. E ok. Păi dă-te de aici. Eu vreau să-mi repar scârbul. Cum îl repar oare? Ia uite-i! Băieții! Ai, băgați aici piciorul. Reparați-mi hârbul, băieții. Praf, ești nebun? Bă, grasule, vor să mă bată ăștia, bă! Bă, trag în mine din spate! Pe mine mă bată ăștia de la service! Băgă-mi aici piciorile... Aaaa, ești nenorocit, este? Dame tu, cosii, ta, a! Bă, sunt tot în spatele meu, nu mai scap de ei! Aud poliția, dar nu știu... Bă, dar rezistă în mașina asta. Ajunsă-i la chei, dar nu știu cum să o repar. Norocul meu că e mai rapidă ca a mea. Mamă. Bă, chiar nu știu să o repar, grasule. Bă, intră în service. Păi intră în service și nu e nimic, nu se întâmplă nimic. Ia vezi pe la dealership să nu fie ceva acolo. Aici ar trebui să mă duc pe la un alt service, să văd și eu. Dar nu pot de ăștia, uite și tu, am mașina făcută praf în botești nebun. Se aciui, se... cred că am cauciucuri care rezistă la gloanțe, știi? Că văd că rezistai bine. Bă, al meu se sparsă. Deci nu e sigur. Mamă, al meu sigur e că traseră în ea, ești nebun, dar traseră bine în ea. Și mie, dar mie îmi nimeriră cauciucul, poate ție nu ți-l nimeriră. Se poate și asta, da. Pe tine nu te nimeriră, nu? De fapt, dacă ești în viață. Uite, mă, că intrai în ăsta. În service. Se întâmplă ceva? Și mi-o reparai, gata. Gata? Păi gata. Și ce făcuși? Scrisești ceva? Făcuși ceva? Apăsai E, mi se pare. E? Da. Hai că ajung și eu la altul acum. Bă, ar fi trebuit să-i schimb... Ia uite-i! Ce să mai schimb culoare, ești nebun? Băi, nu se poate, bă! Bă, am găsit o mașină de poliție aici, dar e doar mașina, bă. Aaa, și eu crezui că ei erau. Gata, mă, ia, enter, Cred că plec cu ei pe autostradă. Gata. Nu, mă, că eu îmi schimb culoarea aia. O fac. Așa. Gata. Așa, și secondary-ul. Gata, lasă-mă așa. Gata. Mi-am reparat-o, grasule, și schimbai și culoarea, să nu mă mai recunoască băieți. Băi, dar ăștia sunt culmea, băi, Sebi, băi. Ia uite-te la ei!
Lasule pe unde ești, că vin să-i mai... Bă, eu mă duc pe autostradă, dar n-ai ce, ești nebun. Poate dau unii. Păi da, dar te ia pe tine, poate. Mamă, dar și dacă mă prinde ăștia, fac pușcării direct. Hai că acum intru că pe autostradă. Bă, se pare că nu mai stă spatele meu, ha? Aia dinspre Șidia, de acolo? Da. A, ba da, ia uite-i. Mamă, trebuie să părăsim orașul, grasule. Dar nu știu pe unde. Eu fug, ești nebun. Hai că o luai pe autostradă, merg cu 200 și... Eu merg cu 150 în oraș, băga mea și picioarele. Pe mine o să mă ia alții dacă mai continui așa. Tot după mine sunt. Mă, dar cum mă găsesc? Pe camere oare să mă ia? Nu pot să-mi dau eu seama. Eu știu dacă există ca o elicoptere, ce-am bun? Păi văzut un elicopter așa, dar nu știu dacă era după mine. Pe unde ești acum? Că intrai și eu pe autostradă. Bă, sunt pe autostradă, dar mă duc spre Cilia, dar sunt pe autostradă din stânga. Păi și eu, stânga cum? Cum te uiți? Ce? Stânga cum te uiți spre Ciliad sau? Da, auto... Bă, cum te uiți la hartă, în stânga. Aha, păi pe aia sunt și eu. Da, cred că ești mult mai în față. Dar nu știu pe unde să fugim de ei, deci chiar nu știu. Hai că îi dau acum în gură și scap de ei, nu mai. Trebuie să ne ascundem undeva. Trebuie să te oprești undeva să ne ascundem. Da. Și lasă mașina eventual acolo după și te iau eu cu a mea. Că pe mine nu prea mă urmăriră și schimbai și culoarea acum. Unde ești? Eu sunt tot, vin tot așa spre Ciliad. Da, păi dar din ce parte vii? Tot pe urmele tale. Da, atunci hai că mă ascund eu undeva pe aici, dar nu știu unde. Hai că lovi iarăși puțin, dar nimic. Bă, hai că mă ascund aici într-un drum în dreapta. Îți zic eu, fii atent. Știi unde sunt? Hai că mă ascund aici. Zi. Gata. Mamă, văd un elicopter, grasule. E de poliție, ești prost? Fii atent, treci baza militară și mergi pe drumul ăla, treci tunelul și mergi că e un pod în față. Un pod? Da, e un pod. Băi, cred că văd tunelul de la baza militară. Așa, treci de el, mergi drept, că eu las aici mașina și venim mâine și o luăm. Că mă prind ăștia. Așa, și acum? Mergi drept și după curba aia periculoasă, dar mergi ușor, sunt eu unde e un pod mare. Unde e un pod mare? Da. Curba periculoasă, mă gândesc că asta e, da. Da! Te-a luat? Un elicopter, ești prost? Deasupra mea. Îl văd. Unde ești, grasule? Trage după mine, grasule! Viu, stai, uite, bă! Urcă repede! Fugi! Fug! Ah, shit, grasule! Aaaa! Suntem morți! Ba nu! Nu cred, taci! Stai! Ca în comă. Sări undeva în câmp cu ea să fugim! Am sărit din el. A căzut în drum. Băi, elicopterul! Sari pe aici! Bă, sări în apă, nu știu! Sări, fugi! Eu sunt în mașină încă. Eu sări pe aici, jos. Bă, pentru niște întreceri de mașini e câte-ți pot face. Da, și muri, bă. Muriși? Eu sunt în apă. Fraților, cam atât cu acest episod. Am murit, din păcate. În încercarea mea de a scăpa de poliție, deci... să vă intre bine în cam, nu încercați să fugiți de poliție că nu scăpați. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!